Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehe Dinți, a transformat în realitate promisiune după promisiune și în anul 2021. Tronsoane de drum importante pentru 10.000 de mehedințeni au fost recepționate și în acest an. Așa cum ne-a obișnuit șeful Consiliului Județean Mehe Dinți, încheie anul cu un bilanț important, iar faptele acestuia arată mai mult decât 1.000 de cuvinte. În ceea ce privește investițiile pe drumurile județene, am recepționat în 2020 58 de kilometri de drumuri județene, și anume DJ606A, și anume pe tronsonul Dumbrava, Albulești, în lungime de 4,4 km și 325 de metri, DJ564, și anume pe tronsonul Dănceu-Jiana, pe o lungime de 5 km 739 de metri, DJ565 pe tronsonul Crivina-Vrancea, cu o lungime de 3 km 155 de metri, DJ606B, și anume de la Bistrița până la intersecția cu DC22 către Livezile, în lungime de 2 km 625 de metri, DJ607B, pe sectorul Bunoaica-Cireșu, în lungime de 5 km 393 de metri, drumul de la Crăbuiești către Ilovăț, Studina, Șovarna, Rudina, la comuna Bala, în lungime de 12 km și 359 de metri. Celălalt drum, Dâlbocița, Firizu, Cernavăt, de 18,466 de km. Și de asemenea, tot în zona Izverna, drumul județean DJ661E pe tronsonul Nadanova-Izverna, cu o lungime de 6 km și 130 de metri. Astea au fost principalele drumuri pe care le-am recepționat anul trecut, cea mai mare parte pe fonduri europene, dar sunt unele și pe fonduri proprii. Anul acesta am recepționat drumuri în lungime de 59 de km, și anume, vorbim de drumul strategic, din care am recepționat 3 loturi din totalul de 5, celelalte două fiind în proporție de peste 90% cu lucrări efectuate, urmează ca în primăvara anului viitor să facem recepția. Și avem așa, lotul numărul 1, de la Rogova până la Gruia, în lungime de 25 de km 793 de metri, l-am recepționat recent în decembrie. Lotul numărul 2, la Punghina, de la intersecția cu DN56A până la Oprișor, în lungime de 16 km și 42 de metri. Lotul numărul 3, de la Oprișor până la Bălăcița, cu o lungime de 11 km și 819 metri. De asemenea, am mai recepționat un kilometru în interiorul comunei Rogova, pe drumul județean către Livezile. De asemenea, am asfaltat și am recepționat DJ607B pe tronsonul de la centura Severinului până la ieșire din satul Magheru, în lungime de 1 km 250 de metri. Și de asemenea, drumul județean DJ563A pe sectorul Vlădaia, Ștircovița până la ieșire din Ștircovița, acolo către Drincea, în lungime de 3 km și 142 de metri. Veștile bune pentru mehedințeni însă nu se opresc aici. Aladin Georgescu și-a propus, atunci când a luat conducerea județului, să scoată județul din noroaie și, spre deosebire de majoritatea politicienilor, este și foarte aproape de a reuși. Investițiile în infrastructura rutieră continuă și în anul 2022 în județul nostru, cu aceeași forță și 10.000 de mehedințeni vor simți mirosul asfaltului proaspăt lângă gospodăriile lor. Celelalte drumuri sunt în ample lucrări. Nu mai avem mult și vom recepționa și Malovăț-Marga. Se lucrează intens pe drumul celălalt, Marga, până la Cireșu. Se lucrează, așa cum spuneam, foarte bine și pe tronsonul Vardenița, Buclești, Tâmna și apoi spre Haia, Grozești. Și așteptăm ca în primăvară să începem lucrările pe drumul pentru care am semnat recent contractul de finanțare, drumul din Balota, de la intersecție cu DN6 până la Plot. Infrastructura rutieră nu a fost singura prioritate a șefului Consiliului Județean, îmbunătățirea sistemului de sănătate fiind accelerată în ultimii ani, lucru ce s-a dovedit esențial pentru locuitorii județului nostru, având în vedere actualul context social.
În ceea ce privește proiectele pe care le avem pe buget propriu, mă refer la spitalul de la Vânjumare, este într-un stadiu de execuție de 70%. În ceea ce privește cele 6 proiecte ale Consiliului Județean Mehedinți pentru Spitalul Județean de Urgență, vreau să vă prezint o situație, toate cele 6 fiind pe fonduri europene, dar și cu o contribuție semnificativă ca și cheltuială neeligibilă din partea Consiliului Județean Mehedinți, și anume avem proiectul privind modernizarea, reabilitarea și dotarea ambulatorului secțiilor pneumologie 1 și 2 din cadrul Spitalului Județean, cu o valoare totală de 20.700.000 de lei, avem un stadiu de execuție de 40%. Avem proiectul privind extinderea și dotarea ambulatorului de specialitate integrată din cadrul Spitalului Județean de Urgență, în valoare de 12 milioane de lei, cu un stadiu de execuție de 50%. Avem proiectul de reabilitare și modernizare pentru creșterea eficienței energetice la pavilioanele psihiatrie 1 și 2, cu o valoare de 2.800.000 de lei, cu un stat de execuție de 40%. Avem proiectul de la secția de infecțioase, și anume modernizarea, reabilitarea și dotarea ambulatorului secției boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bebeta Domnul Severin, cu o valoare de 10.200.000 de lei. S-a semnat contractul de proiectare și execuție și s-a predat amplasamentul pe data de 27. Este adevărat că nu ne-am grăbit să începem execuția pe acest proiect. Știți bine că de fiecare dată când a crescut numărul cazurilor de COVID, secția de infecțioase a fost cea mai ocupată, din păcate, de pacienți, și dacă am fi început lucrările acolo, efectiv nu mai aveam unde să-i mai internăm. Este proiectul privind reabilitarea și extinderea și dotarea unității de primiri urgențe și construirea unui heliport, cu o valoare de 9.600.000 de lei. Acolo s-a semnat contractul de proiectare și execuție. Suntem în curs de obținerea avizelor ISU și autorizației de construire. Noi sperăm ca cel mai târziu, în luna martie, să începem efectiv lucrările de extindere și reabilitare. Și ultimul, dar cel mai important proiect, și anume modernizarea și recompartimentarea spațiilor interioare și eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Bebeta Domnul Severin, cu o valoare de 77 de milioane de lei. S-a finalizat procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție, iar până în data de 4 ianuarie suntem în perioada în care se pot depune eventuale contestații. Dacă lucrurile vor decurge normal, undeva în primăvara, vara anului viitor, ar trebui să avem proiectul tehnic gata și să începem lucrările. Din Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, împreună cu echipa din cadrul instituției, a reușit să tureze motoarele dezvoltării la maxim și să atragă în județul nostru investiții de sute de milioane de euro, care au îmbunătățit considerabil nivelul de trai în această zonă. Acesta a reușit să transforme vorbele și promisiunile din campaniile electorale în fapte concrete care au schimbat fața județului Mehedinți.